Regizorul Manole Marcu s-a născut în data de 8 ianuarie 1928 și a absolvit Institutul de Teatru și Cinematografie în 1955, ca mai apoi să devină un nume de referință în filmografia românească. Debutul său în lumea filmului a avut loc în timpul studenției, iar acest moment s-a concretizat în colaborarea cu Iulian Mihu prin realizarea filmului La Mere. După aceasta, au continuat cu primul lor lungmetraj, Viața nu iartă. Manole Marcu a fost responsabil de primul film românesc realizat complet în decor natural, numit Străzile au amintiri. De asemenea, în 1959 a creat scurtmetrajul Într-o dimineață, care a devenit primul film românesc în formatul cinematografic CinemaScope, cu debutantul Marian Ciobanu în distribuție. Un alt film important din cariera sa se numește Nu vreau să mă însor, lansat în 1961, care a jucat un rol semnificativ în lansarea carierei actorului Toma Caragiu. Pelicula i-a avut în distribuție pe actorii Liliana Tomescu, Nae Roman, Vasile Tomazian, Geo Barton, Ștefan Tapalagă, Irina Petrescu și Coca Andronescu. În anii 1950, cultura românească a fost influențată de curentul artistic cunoscut sub numele de proletcultism, care promova subordonarea creațiilor artistice unor subiecte cu caracter politic excesiv. Manole Marcu a regizat mai multe filme de comedie cu impact mai redus. Totuși, în a doua jumătate a anilor 60, regizorul a adoptat un ton mai serios în operele sale. De exemplu, filmul său Canarul și Viscolul din 1969 explorează tema libertății unui comunism ilegalist într-o misiune periculoasă, care este urmărit de autoritățile burghezo-moșierești. În alte filme, cum ar fi Puterea și adevărul din 1972, Margus a abordat problematica politică în conformitate cu ideologia vremii. În 1970, regizorul a creat două filme apreciate de public și de critici, Actorul și Sălbaticii, 1975 și Operațiunea Monstrul, 1976. Stimate Manole Marcus, dumneavoastră ați debutat excelent cu La Mere, film de institut și apoi cu Viața nu iartă. Să facem puțină istorie cinematografică. Am parcurs recent mai toate cronicile care vi s-au consacrat la ecranizarea după Sahia, evident și dumneavoastră, și colaboratorului Iulian Mihu. Foarte rău ați fost primiți. Azi, filmul acela pare foarte multora de-a dreptul și pe drept remarcabil. Eu nu cer să-mi explicați cum s-a întâmplat, ci dacă aveți motive să credeți că istoria se poate repeta. A fost întrebat în 1972 Manole Marcus de reporterul revistei Cinema. Bineînțeles, snobii și demagogii anului 1956 sunt la fel de virulenți, chiar dacă la ora actuală limbajul este schimbat, mijloacele de analiză sunt mai nuanțate. Scenatismul și dogmatismul în gândire sunt ceva mai greu de depistat. Ne pomenim de multe ori cu niște cronici superlative care nu fac bine nimănui și mai ales nu fac bine creatorilor. Mă refer în special la cei tineri. Unor astfel de pelicule li se poate acorda în cel mai bun caz calificativul satisfăcător, a răspuns regizorul conform publicației menționate anterior. Ultima producție a regizorului Manole Marcus a fost Marea Sfidare, care a avut premiera în august 1990. Filmul a fost realizat după un scenariu de Ioan Grigorescu și a avut în distribuție actori precum Florin Zanfirescu, Maia Morgenstern, Victor Rebenciuc, Valentin Uritescu, Luminița Gheorghiu și Victoria Cociaș. Manole Marcus a încetat din viață la vârsta de 66 de ani, pe 12 octombrie 1994.